Maestro român de o virtuozitate care i-a adus aplauzele întregii planete, compozitor renumit și inovator al naiului tradițional, la vremea la care instrumentul maică era să fie dat uitării, Gheorghe Zamfir este dâmbovițeanul născut la 6 aprilie 1941 la Găiești. Pentru Zamfir, aproape sigur unica persoană care i-a prevăzut o carieră mondială de succes a fost chiar maestrul său, Fănică Luca, care l-a convins să renunțe la ideea de a se pregăti ca acordionist. Pe când discipolul părăsea școala pe motiv că nu-i place naiul, tot previzionat Narul Fănică Luca avea să-l aducă pe drumul cel bun, așa cum sublinia elevul devenit la rândul maestru cu prilejul unui interviu. Cităm. M-a căutat Fănică Luca la câteva zile prin școală. Mi-a dat câteva palme și m-a întors la clasă. Mi-a zis, cu trei melodii am cucerit globul pământesc. Tu ai să-l cucerești mai mult ca mine. Nu-ți dai seama că ai talent? Citat încheiat. Și pentru că talentul lui Gheorghe Zamfir nu lipsea într-adevăr, artistul român concerta încă din anii 70 cu orchestre renumite, cea condusă de James Last fiind doar una dintre ele. Gheorghe Zamfir aduce schimbări inovatoare naiului tradițional românesc, de la 20 de tuburi, înlocuindu-l cu noi variante, conținând succesiv 22, 25, 28 și 30 de tuburi, pentru lărgirea domeniului tonal. Cu virtuozitatea recunoscută, Zamfir încântă publicul de pe oricare meridian, iar cei care acceptă susținerea de concerte împreună cu maestrul român al naiului sunt din ce în ce mai mulți. Renumitul André Rieu se numără printre marii compozitori și șefi de orchestră care au colaborat cu Gheorghe Zamfir, iar publicul din Maastricht, Olanda, nu este singurul vrăjit de naiul românului celebru, dar și de frumusețea folclorului autentic românesc.